Doamnelor și domnilor, vă spunem cu mult drag, bine ați venit la programul nostru și dorim ca pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă învăluie inimile și sufletele încă de la început. Salutăm cu mult drag pe toți aceia care ne urmăresc pe internet și mâine seară vom avea detalii speciale despre lucrul acesta. Aseară am aflat că sensul vieții este întâlnirea cu Dumnezeu, cu existența, cu veșnicia. Iar această întâlnire va lăsa urme adânci în atitudinea noastră de viață, dorind să oferim dragoste pentru alții. De fapt, în fibrele ființei noastre scrie, a trăi înseamnă a dărui. A trăi înseamnă a te dărui și oricine înțelege aceasta va fi fericit. Marele om de cultură rus, Nicolae Berdiaev, în sensul creației, spune, iubirea este calea înălțării omului de căzut către asemănarea cu Dumnezeu. Așadar, nu mai suntem pierduți în neant. SOS-ul nostru a fost prins pe marele radar al divinității și de atunci suntem căutați de Dumnezeu și cei ce se vor lăsa găsiți vor fi în siguranță. Întotdeauna ofensiva mântuirii, de fapt, a fost inițiativa lui Dumnezeu către om. De aceea și căutările omului au avut originea în Duhul Sfânt care a motivat inima umană să-L caute pe Dumnezeu. Promisiunile sunt extraordinare la acest capitol. Prorocul Ieremia spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Ioan, ucenicul iubit, declară ceva impresionant. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Așadar avem nevoie de o dorință arzătoare și de cunoaștere și de o voință statornică. Nădăjduim că suntem cu toții astfel de oameni care tânjim după mai mult, dornici de cunoașterea autentică a tainelor vieții. Vă mulțumim că ați lăsat alte îndeletniciri și că ați venit la masa spirituală a acestei seri. Pastorul Lucian Cristescu ne-a pregătit ceva deosebit, dar înainte să discutăm despre asta, vă invit să ascultați piesa Tu ești Creatorul, cântă Luiza Spiridon. Știți ce este acesta? Un aparat foarte interesant. Un ochian. Marele astronaut sovietic Yuri Gagarin, în ziua de 12 aprilie 1961, a efectuat primul zbor al unui om în cosmos, în naveta Vostok.
În timpul zborului, el a declarat: nu văd niciun Dumnezeu aici sus. Richard Wurmbrand povestește că după coborârea pe pământ a marelui Gagarin și în mijlocul felicitărilor oficiale, o fetiță care i-a adus flori i-a șoptit la ureche: tăvarși Gagarin, ați avut inima curată când ați urcat în cer? Pentru că Biblia spune: ferici de cei cu inima curată, căci numai ei vor vedea pe Dumnezeu. Dumneavoastră ați avut inima curată acolo sus? Îl căutăm pe Dumnezeu de mult. Ne uităm în toate punctele cardinale. Să vedem, printre astre, printre galaxii, printre constelații, cu aparate ultra-sofisticate, și ne gândim: există cineva dincolo de stele? Uneori ne identificăm cu arghezii și spunem: vreau să te pipăi și să urlu. Este. Pastor Lucian Cristescu, în prezentarea cu titlul Dumnezeule, existi? Ne va da răspunsul de care avem nevoie. Îl invităm în scenă. Dragi ascultători, spectatori și telespectatori, trebuie să vă fac o mărturisire. Mai întâi, am dorit această seară, nu atât de mult pentru cei care v-ați lămurit deja problema există sau nu Dumnezeu. Există o categorie de oameni credincioși care nu și-au ridicat niciodată problema o fi sau nu fi. Din nefericire, o mare categorie care a băut din vinul învățăturilor ateiste a ajuns să fie într-o confuzie, încă nu mai poate discerne nordul de sudul în domeniul certitudinii existenței lui Dumnezeu. Cei care sunteți credincioși acum, în fața micului ecran sau în sală, vă rog, aveți răbdare cu cei care constituie o majoritate a lumii noastre, care nu sunt siguri și care au nevoie de niște elemente mai certe, mai clare. Seara aceasta este destinată în primul rând celor care au dubii, dar dacă așteptați până la sfârșit, veți găsi multe motive de întărire a certitudinii voastre. De unde s-a născut confuzia aceasta? Totul a plecat de la strigătul sau standardul Revoluției franceze, strigăt preluat din maximele lui Voltaire: să strivim infamul! Iar infamul nu era altcineva decât Iisus Hristos, respectiv biserica organizată. Mișcarea, să zic așa, proletară, Marx, Engels, au preluat crezul Revoluției franceze și au prelungit și au amplificat focul acesta de a înlătura cu orice preț chipul lui Dumnezeu din inima oamenilor. Știți ce spunea Lenin în opere complete? Pentru cine vrea, pentru șoarecii de bibliotecă, poate să găsească declarația lui care zice: Revoluția comunistă nu își va fi atins scopul până când nu va smulge mitul lui Dumnezeu din conștiințele oamenilor. Și 70 de ani s-a muncit la acest program. Continuatorul, superomul care l-a continuat pe Lenin, și anume Stalin, a făcut tot ce a stat în putință să nimicească, să distrugă credința în Dumnezeu și în loc să pună chipul omului, marele lider, Dumnezeul om, în praf de anilor 48-50, nu vă pot spune exact anul, știu doar fragmentul, scria cam așa: dacă ești deprimat și ești obosit și n-ai energie să continui să trăiești și să lucrezi, gândește-te la el, la Stalin, și vei găsi energie. Dacă te afli în fața unor decizii grele și nu știi ce să alegi, gândește-te la el, la Stalin, și vei ști să alegi.
Și lucrul acesta mergea poetic, patetic, încât, probabil, omul, în mintea multora, omul cu știința lui, a ocupat locul lui Dumnezeu. Ce a făcut Stalin? A nimicit în mod consecvent biserica, biserica organizată, cea ortodoxă rusă. Din cele 54.000 de biserici, care erau în 1917, abia mai rămâneau aproape 300. Și a omorât, a împușcat, a epurat peste 100.000 de clerici, preoți, călugări, maici, martiri. Miracolul pe care nu-l înțeleg oamenii este cum se explică că după 70 de ani de picătură chinezească, de tocare a învățăturii ateiste în mintea generațiilor care au trecut acești 70 de ani, după 70 de ani, după căderea zidului Berlinului, cum de a s-a reaprins flacăra credinței? La o recensie, la un recensământ prin 2005, 60% din populația Rusiei mari se declară credincioasă. Iar China, care a suferit pârjolul revoluției culturale a lui Mao, în China se declară 130 de milioane creștini și cei mai mulți nu sunt creștini de duminică, sunt creștini de subterană care își exprimă închinarea ascuns în subterană. Cum se explică acest miracol, acest fenomen care nu ar trebui să existe? Eliade, Mircea Eliade, profesorul de istoria religiilor, spunea că, vrei, nu vrei, omul este homo religiosus, adică are în sine matricea aceasta, are în sine cifrul, nevoia de a crede, de a se pleca, de a se dedica în adorare ființei divine. Mai nou, savanții neurochirurgii, neurologii, au căutat să găsească sau să identifice în structura creierului unde este acel centru al credinței. Sunt mai multe opțiuni, nu discutăm despre asta. Cert este că omul e bobinat, ca să folosesc termenul acesta, pentru religie, pentru a crede. Dar de aici începe problema. Noi avem noaptea vise. Și visele n-au nicio legătură cu realitatea obiectivă. Nu cumva această nevoie după Dumnezeu e doar o chestiune subiectivă ca și visele? Ce folos dacă avem în noi o nevoie care este subiectivă, e doar a creierului și nu a nevoii reale, nu corespunde o realitate acestei nevoi. Suspend puțin răspunsul la așteptare, la așteptarea răspunsului la această întrebare și aș vrea să mă îndrept spre lunetă, spre ocean. Oamenii au căutat, îl scot sau nu? Merge? Am reușit. Oamenii au căutat să cerceteze distanțele, macrocosmosul. A fost un scriitor de valoare pe nume Stephen Unwin. El este matematician. Un om care judecă abstract. Și el și-a propus și a publicat cartea Probabilitatea lui Dumnezeu, în care demonstrează în mod matematic că șansele, probabilitatea existenței lui Dumnezeu, n-ai cum să fentezi matematica, e după reguli foarte exacte, șansele sunt de 67% cu certitudine. Părerea mea este că a greșit. Dacă cercetezi numai structura ADN-ului și cum ar putea aminoacizii la întâmplare să se combine dextrogir, sunt chestiuni grele, nu intrăm în subiect, practic nu se poate explica sub nici o formă prin teoriile evoluției. Lucrul acesta a făcut ca
40% din savanți, din savanții lumii de azi, să se declare creștini. Lucru pe care noi nu prea-l știm. Noi știm doar pe cei vocali, pe cei care susțin ateismul. Unii au cercetat lumea mare, macrocosmosul. Știți dumneavoastră că există doi din cei mai redutabili, unul dintre ei, profesor la Oxford, John Polkinghorne. Chiar dacă el nu crede exact cum cred eu, dar dintr-un ateist convins, omul a devenit fizician, om cu descoperiri, cu titlu. Omul s-a lăsat de știință ca să devină preot anglican. Și Alistair McGrath este un al doilea profesor de biologie moleculară la Cambridge, care și el a devenit un apologet, un apărător al credinței. Dragii mei, pentru cel care cercetează, găsește temeiuri. Interesant este însă că o mare categorie de savanți își dau seama că evoluția nu merge, că este o teorie pentru subliceeni, pentru cei care încă înghit și nu gândesc. Pe de altă parte, nici nu vor să accepte ideea unui Dumnezeu, pentru că alegerea aceasta e riscantă. Știți ce înseamnă? Că dacă e un Dumnezeu, trebuie să te raportezi Lui. Ei bine, o categorie, și nu nesemnificativă, au elaborat și au optat pentru o nouă teorie vis-a-vis de divinitate. Sau, nu, vis-a-vis de originea omului și, dacă vreți, o nouă religie. Vă prezint acum pe un premiant Nobel pe nume Francis Crick. Omul acesta răspunde pentru descoperirea structurii helicoidale a ADN-ului, dublu helicoidală. Omul acesta, premiant Nobel, vine cu soluția nici evoluționistă, nici deistă, și anume panspermia. Niște ființe inteligente în preistorie au coborât pe Terra și au transmis o sămânță de viață, au programat eventual o oarecare evoluție, au mai coborât de câteva ori și au făcut niște combinații, niște hibridizări și iată în cele din urmă, în fața voastră, stă rezultatul om. Știați că aceasta este un nou fel de a crede. Și dacă vă spuneam că nu este o chestiune de paranoia, gândiți-vă doar că NASA este o instituție de avangardă a guvernului american, în 1971 a pornit un program de scanare a semnalelor captate din spațiu, semnale din partea unor ființe inteligente. Programul se numește SETI. În 2008 au instalat 42 de telescoape, un șir întreg, în California, ca să scaneze 1 milion de stele, de constelații. Iar Vaticanul, astronomul Vaticanului, a spus: sunt bineveniți extratereștri, sunt frații noștri pentru că avem un singur tată. O altă categorie, mai practici, oameni mai practici, le strigă din spate: hei, căutați greșit, căutați în spații, în eter, dar ei sunt deja printre noi. Cum? În 2008, The History Channel, un canal de programe care investigează istoria, a lansat un serial despre OZN. Știți ce înseamnă OZN? Ci că știm, OZN, cunoaștem. Dar OZN spune obiecte zburătoare neidentificate. Dar noi știm OZN, măcar că ele sunt neidentificate. Și a prezentat o listă lungă, printre care filme, martori, poze. La un moment dat, 80 de militari au fost în față, într-un detașament, și au contactat, au pipăit un asemenea corp. Bizar, 80. Vă dați seama, nu e o iluzie. În același program au fost invitați doi astronomi care au pășit pe Lună. E vorba de Buzz Aldrin și Edgar Mitchell, unul de pe Apollo 11 și altul de pe Apollo 14, care ei înșiși spun că în timp ce
zburau prin spațiu, au avut niște companioni. O gardă de OZN-uri care s-a jucat cu ei și pș, au dispărut. Anul trecut, niște europarlamentari au solicitat declasarea dosarelor Uniunii Europene cu privire la OZN. 17 au semnat acest document în iunie 2010. Iar Anglia, Belgia, Franța deja au dat curs, Rusia urmează și așa mai departe. Ei bine, aș vrea să trec foarte pe scurt în revistă ceva din cronica acestor extratereștri care ar putea răspunde de originea vieții după credința unora. Și anume, porneți de la epoca Egiptului, Tutmes al III-lea, 1450 înainte de Hristos, care descrie în câteva rânduri apariția acestor fenomene. Unii spun că OZN-urile sunt niște mașinării sofisticate din timpul războiului rece, dar în Egipt, la data aceea, nu era niciun război rece. Hai să mergem pe documente. Alexandru Macedon, în cursul cuceririi Asiei, a avut trei momente în care cai s-au speriat, armata a căzut la pământ, iar el a folosit ocazia ca o dovadă că este semizeu sau chiar zeu. 1561, Nürnbergul a fost pur și simplu martorul mai multor nopți de război sau joc a OZN-urilor. Iar în Evul Mediu, Columb raportează că din mare au ieșit niște ceva care s-au dus și oamenii s-au speriat, au luat ca un semn bun sau rău. Ei bine, aș vrea să poposim și să vă prezint una din cele mai mari figuri, o eminență a psihologiei, Carl Jung. Niciun psiholog nu este credibil dacă nu cunoaște și stăpânește această culme a gândirii psihologiei. Carl Jung este un mare guru. Ceea ce noi nu știm despre el este că de la mama lui a moștenit o pasiune pentru spiritism. Ceea ce nu știm este că lucrarea lui de doctorat a fost făcută pe Elena Preisberg, era verișoara lui, și practic nu era o cercetare, ci o descriere a fenomenului spiritist. Dacă vreți, citiți mai multe, există documente bogate. Ei bine, el a scris o carte, Farfuriile zburătoare, în care el discută fenomenul cu toată seriozitatea și ascultați un citat al lui. Fenomenele metafizice, adică paranormale, continuă citatul, pot fi explicate cel mai bine prin ipoteza spiritelor, atenție, decât prin ipoteza inconștientului. Înainte de al doilea război mondial, Carl Jung a păstrat un document, așa numită Carte Roșie. În Cartea Roșie, el era jurnalul său, de fapt un caiet îmbrăcat în piele roșie, este originalul pe care l-ați văzut pe ecran. Ei bine, el a scris o serie întreagă de evenimente parapsihologice și spiritiste. La un moment dat, el povestește următoarea frază șocantă pentru cei mai mulți care nu cunosc această latură. Entități obiective, independente, străine de mine însumi, fiți atenți, împart cu mine trupul meu fizic. M-am documentat ceva mai mult și am rămas uimit de cât de reală și prelungă este experiența spiritistă. Carl Jung a fost un medium care a folosit sau a fost folosit de duhuri în scrierea automată. În Statele Unite s-a născut, parcă pentru noi, un jurnalist celebru pe nume John Keel. John Keel a fost unul dintre cei mai teribili cercetători ai fenomenului spiritist sau OZN, mai exact. Omul a mers pe toate fronturile și a investit circa 20 de ani pentru a lămuri problema OZN. Știți ce a găsit el? În cartea Operațiunea Calul Troian, el desfășoară rezultatul cercetărilor la 23 de ani
și dezvoltă o idee pentru care aduce N confirmări că mesajele pe care le primesc persoanele de contact cu OZN-urile sunt identice cu cele care le primesc mediumii în ședințele de spiritism, la seansuri. Mesaje identice de la unul Ashtarot și aici și dincolo. Și dacă le pui cap la cap, vezi că în spatele scenei sau dincolo de perdea este aceeași entitate. Knut Viking, un danez, în luna mai a primit un mesaj. Pe 24 decembrie 1967 vorbea Ashtarot. În limbajul biblic, Astartea, Ashtarot, este numele demonic. Ei bine, la 24 decembrie 1967, pământul, în mod special pământul american, Manhattanul și celelalte părți, Brooklynul, se vor scufunda. Și a fost un exod destul de mare, pentru că vestea n-a rămas în Danemarca. Knut Viking a făcut chiar un adăpost imens în care se încapă toți cei care credeau în mesajul lui. Dar, surprinzător, mesajul lui se putea întâlni în multe alte cercuri. Vă rog, țineți cont. Mesajele acestea erau și în Asia, și în Japonia, și în Europa, și în America de Sud, că în 24 decembrie se va întâmpla un cataclism. Iar spiritiștii, nu numai persoane de contact, raportau același lucru. A venit 24 decembrie, nu s-a întâmplat nimic. E specialitatea celui rău de a avansa niște predicții și măiestria lui Dumnezeu de a-l împiedica să se realizeze. Doi astronomi celebri, Hynek, profesor la Harvard, astronomul Harvardului, și Vallée, Jacques Vallée, au fost invitați la ONU, treaba e serioasă, nu e de subterană sau nici de scandal, ca să dea un raport cu privire la rezultatul, concluziile pe care le-au cules în urma studiilor lor. Știți ce au spus ei? Cercetând toate aceste lucruri, constatăm că fenomenul spiritist și fenomenul OZN sunt două aspecte ale aceluiași fenomen. Practic, este unul singur, pe care oamenii l-au numit cumva cum paranormal. N-au cuvinte suficiente și au zis paranormal. Știți ce-i cu paranormalul? Cei mai mulți oameni, chiar și savanți, cred că creierul nostru, materia noastră cenușie, are niște capacități și depozite fantastice care nu sunt folosite și pe care dacă le scoți, poți face minuni. Aici este necazul sau limita științei. Știința merge pe natural și are instrumente pentru natural. Iar tot ceea ce scapă naturalului vrea să o explice tot prin natural. Și ajunge la tot felul de teorii și explicații care sunt stridente, disonante. În anii 70 am trăit eu însumi, zic eu, efervescența acestui fenomen. Apăruse un evreu numit Uri Geller. Poate vă amintiți și voi despre acest lucru. Și Uri Geller mergea oriunde și făcea demonstrații de paranormal, de forțe extraordinare și lumea aplauda, iată ce poate creierul uman. Până în ziua în care Uri Geller, în 1967, a declarat. Revista Parimech raporta declarația lui. Sursa puterii mele sunt OZN-urile. Cel care l-a însoțit, este vorba de Andrei Puharich, medic și militar american, a stat ani de zile lângă el și a scris jurnalul misterului lui Uri Geller. Știți ce a spus el? Că toate aceste lucruri se datorează unor contacte pe care Uri Geller le are cu aceste necunoscute ființe care coboară din înălțimi și de trei ori a fost el martor cum el s-a dus, a intrat și în nava lor, bizar, și a venit reenergizat sau cu un program nou. Dragii mei, aș vrea să nu mergem prea departe, să ne limităm doar la ceea ce se întâmplă și în țara noastră. Aș vrea să urmăriți un mic reportaj, după care să continuăm. Lumea întunericului
a spiritelor și a vindecărilor miraculoase este de multe ori o capcană periculoasă în care oamenii se pierd pentru veșnicie. Mirajul puterii, minunea care se înfăptuiește sub ochii săi, îl conduc deseori pe om dincolo de lumea reală, de lumea controlabilă. Sorin Sândulescu este un exemplu elocvent de ce înseamnă să pășești pe terenul minat al supranaturalului. Într-un moment crucial al vieții, când socrul suferea de o boală gravă, un coleg i-a lansat o provocare. Vindecarea prin metoda Reiki. După un număr de ședințe, socrul meu s-a ameliorat, chiar vindecat de toate problemele. Această vindecare miraculoasă mi-a trezit interesul și am spus, domne, vreau și eu să aflu cum se poate practica. Treptat, Sorin Sândulescu a urmat mai multe cursuri, a obținut diverse diplome și a ajuns în cele din urmă maestru în arta vindecărilor Reiki. Timp de 4 ani a avut experiențe autentice, persoane pe care le-a vindecat atunci când medicii nu le găseau leac. Tratamentul consta în poziționarea într-un anumit fel a mâinilor pe corpul pacienților și folosirea unor energii care alungau suferința. În afară de contactul direct, Sorin Sândulescu putea să vindece chiar și de la distanță. Dumnezeu l-a scos însă din această lume a întunericului și prin intermediul unei cărți, Sorin Sândulescu a înțeles pe ce cale se află. După ce am citit Biblia, mi-am dat seama că sunt pe un drum greșit. Și a început un zbucium interior în mine. În spatele acestei practici de vindecare era sigur Satana și supușii lui. Deci energiile întunericului. După aceea, puterile m-au părăsit, spunând nu Satanei, care lucra prin intermediul meu, nu m-a mai avut puteri să vindec. Satana vindeca prin intermediul meu. După aceea a fost un zbucium puternic și niște ispite în care Satana tot vrea să mă folosească, dar eu nu am mai continuat și atunci totul a revenit la normă. Noul drum care se deschidea în fața sa, relația cu Dumnezeu și renunțarea la vechile practici i-au adus satisfacție și bucurii nebănuite. Scăpat de mâna Satanei și de tărâmul supranaturalului, Sorin Sândulescu este convins acum că se află pe drumul cel bun și că în trecut era sub stăpânirea celui rău. Am să invit lângă mine pe domnul Sândulescu. Mi-a avut plăcere să-l cunosc. Am aflat câteva lucruri destul de dramatice. Când anume ați avut revelația din studiul biblic că aceste practici sunt dăunătoare? Deci când a venit un domn și mi-a dăruit o carte, Călătorie în supranatural, a lui Roger Morneau, și am citit această carte, mi-am dat seama că sunt pe un drum greșit. Deci Roger Morneau a fost și el ispitit să intre într-o organizație din acest gen și și-a dat seama că este pe un drum greșit. Câți oameni au trecut prin mâna dumneavoastră și au anunțat vindecare? Au fost zeci de oameni care au trecut prin mâna și... Simțiți o responsabilitate, da, pentru avertizarea lor? Una foarte mare, chiar. Dumnezeu să vă ajute și să fiți o lumină în continuare. Dumnezeu, vă mulțumesc că ați venit. Și vă Dumnezeu să vă conducă. Vă mulțumesc. Dragii mei, am ajuns într-un punct cheie. Extraterestrii și spiritele se suprapun. De la Carl Jung am învățat o lecție. Iar natura acestora vreau să o cunosc. Există oameni care spun, a, magie neagră e rea, dar magia albă e bună. Vreau să vă povestesc ceva despre un caz. Sean Sellers este cel mai tânăr condamnat la moarte. La 16 ani a fost condamnat la moarte în Statele Unite. A fost executat câțiva ani mai târziu, pe 4 februarie 1999. Istoria lui este cumplit de dramatică. La 10 ani citește primele cărți despre ocultism, la 13 ani se bagă în jocuri horror, la 14 ani o prietenă, a avut mai multe până atunci, îl introduce la o vrăjitoare acreditată. Și așa se spune ce vrei, magie albă sau neagră. Dacă vrei ceva serios, alege-o pe cea neagră. Este inițiat, fără haine pe el întins pe jos, îl invocă pe Satana și se întâmplă un lucru. Simte cum o mână îl pipăie pe tot trupul și șoptește la ureche, te vreau. Urmează un jurământ pe care el îl scrie
cu propriul său sânge mă lepă de Hristos. Voi sluji doar lui Satan. Hail, Satan! Din momentul acela, ochii se deschid. Și ceea ce noi nu vedem, noi suntem foarte limitați la material, la aparențe, ceea ce noi nu vedem, vede el. În spatele unei sumedenie de fenomene, vede demoni, vede în spatele site-urilor sau programelor porno, vede în spatele jocurilor horror, jocuri de computer, sau în spatele jocurilor de violență, acolo sunt ei. În cele din urmă, învață Biblia satanică pe de rost și, ca bun satanist, trebuia să calce toate cele 10 porunci. Îi mai rătăsese una, crima. Ucide un cetățean într-un butic și apoi își omoară ambii părinți pe care i-ați văzut în poză, în timp ce dormeau. Sigur, la câteva luni se descoperă, e prins, ajunge în pușcărie. Și acolo, în așteptarea sentinței sau a execuției, cineva îi dă prin vizetă o Biblie. Arsese multe la viața lui. Și deodată simțământul vinovăției îl copleșește. Satana m-a mințit. Într-un moment dat, se trezește pe podea într-o agonie, că a durat 2 ore plângând și strigând: Doamne, am greșit, iartă-mă, dacă mă primești, te voi sluji. Și rezultatul? Începe să scrie biografia lui, și anume Rețeaua Întunericului. O biografie în care avertizează pe oameni că tot acest paranormal nu este altceva decât o interfață plăcută, dulce, dar letală, ucigătoare. Înainte de a-i se da injecția letală, a cântat ultima lui dorință: Liberează-mi sufletul ca să te laud și să mă închin doar ție. Dragii mei, a venit timpul să vedem ce spune Scriptura, Sfânta Carte, despre extratereștri. Spre marea mea surpriză, când am citit-o, am descoperit că Biblia recunoaște pe extratereștri, adică cei care sunt pe pământ, dar nu provin din țărâna pământului, nu sunt oameni. Iată ce scrie în Apocalipsă, capitolul 12. E un pasaj amplu din care am să citesc doar fragmente și am să comentez pe scurt. Și în cer s-a făcut un război. Un mare balaur roșu trăgea cu coada după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. O să spui, ce înțelegi din stele, dragon? Hai să explic. Apocalipsa este o carte de simboluri, iar balaurul, în greacă, dracon, orice român înțelege ce cuvânt vine de la dracon, tai pe on și l-ai, drac. Iar stelele, e destul să te gândești că Lucifer, în ebraică Hillel, însemnează luceafărul, steaua, luceafărul de dimineață. Stelele nu sunt altceva decât îngeri. A treia parte din îngerii cerului, îngerii albi, buni, au fost atrași în jurul magnetului acesta. Remarcabil lucru este că în ambele tabere, în tabăra lui Hristos, alias Mihail, cine e ca Dumnezeu? Hristos, Micael. Și de partea lui Lucifer se întâlnesc doar îngeri. Cine sunt ei? Biblia nu spune prea multe, pentru că angelus însemnează sol, trimis. Un sol. Și nu cunoaștem decât că natura lor este superioară omului, e supraumană. Unii au rămas fideli, alții l-au urmat pe Lucifer și au devenit îngeri răi. Dar ce fel de război a fost în cer? Pentru că se spune aici că s-au luptat. Există un motiv al răzvrătirii care a lucrat psihologic, a lucrat subteran și a reușit să câștige pe nevinovații îngeri. Iar motivul îl găsim în cartea lui Isaia, capitolul 14 cu versetul 13. Lucifer spunea: mă voi sui în cer, voi fi ca Dumnezeu. Este dorința lui, gelozia care l-a aruncat sus.
Și Scriptura continuă și spune: dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Să tălmăcim puțin ce nu s-a mai găsit în cer. Ei aveau un loc în simpatia locuitorilor cerului, iar locul lor în inima acestora n-a mai fost. Natura lor s-a dat pe față și nu mai aveau loc în comuniunea sfântă din ceruri. De aceea spune cuvântul: și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume. Atenție! Poate te uiți la televizor, ești și tu în întreaga lume? Toți suntem vulnerabili. Acesta a fost aruncat la pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și balaurul cu aliații săi sunt aruncați la pământ. Atenție, aruncarea nu este o întâmplare, ci că unde? Aruncă-i băi la petera. Nu, no. Este o altă istorie. I-au bătut la ușa multor planete, dar nu li s-a dat decât pe pământ azil. Adam și Eva, istoria căderii lor în păcat. Și iată-ne, dragii mei, ultimul pasaj pe care îl citesc. Bucurați-vă, ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că mai are puțină vreme. Dragii mei, noi suntem pe un pământ asediat. Prea puțin știm acest lucru. Este un vrăjmaș care urăște pământul, iar cei care devin clienți nu sunt doar clienți pe care îi ocrotește, îi urește la fel de mult și pe aculiții săi și mai știe care puțină vreme. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a vorbit ca despre o realitate concretă și obiectivă de diavol și de demoni. El însuși a avut o confruntare absolut directă cu diavolul. Cu câtva timp în urmă, am citit o carte. Se este tradusă și în românește, o carte scrisă de Doreen Irwin despre viața ei. Ea, la un moment dat, e o istorie lungă, o găsiți expusă foarte, știu eu, detaliată în cartea despre care v-a vorbit. Ea a avut o serie întreagă de cufundări în demonism, până acolo încât a devenit regina vrăjitoare. A posedat puteri supranaturale. Era în stare să ucidă o pasăre în zbor. Era în stare să se facă invizibilă. În Olanda a vorbit instant în olandeză, fără măcar să fi știut. Ea n-avea școală, avea cel mult 7 clase. Iar această persoană, după ce a cunoscut pe Hristos și după ce a fost smulsă realmente din tirania cumplită, spunea că în timp ce El îți dă putere, îți cere mult mai mult. Îți cere liniștea, îți cere sufletul și practic te vezi o marionetă strivită și spune: demonii din mine se băteau. Adică nu ia cu ei, ei în ea. Ferească Dumnezeu să avem de-a face cu acest domeniu. Rezultatul, puteți să o găsiți pe internet. Istoria ei, ea povestește într-un serial lung, e filmat mai de mult. Dânsa povestește cum în momentul în care s-a smuls din puterea celui rău, subit au dispărut, ca și în cazul domnului Sândulescu, toate aceste capacități supranaturale. N-a mai avut nimic, nici n-a mai putut să exercite telechinezie, hipnoză, s-au dus toate. Ele sunt doar niște capacități ale omului de către acești extratereștri pe care Biblia îi recunoaște. Ei locuiesc aici, în același spațiu, cum spunea Carl Jung, colocuim în același pământ. Scriptura spune că sunt în al treilea cer. Am greșit. Sunt în cerul nostru. Primul cer este cerul atmosferic, al doilea cerul stelar, îl vedem noaptea, al treilea cer este tronul lui Dumnezeu. De acolo au fost aruncați și acum sunt în cer, în locurile cerești, în zona pământului.
Avertisment. Trăim într-un spațiu minat. Probabil că e greu să demonstrezi cu luneta și să-L găsești pe Dumnezeu, să-L demonstrezi ca existență obiectivă. Dar faptul că există mărturii ale marelui conflict între Hristos și puterile Întunericului, atât de vizibil și de palpabil, trebuie să ne solemnizeze și să ne conducă la o atitudine. Vreau să vă spun un lucru frumos, o istorie adevărată, pentru că nu doar îngerii răi sunt la lucru, ci îngerii buni. S-a întâmplat în 1955 și s-a scris despre acest eveniment în revista Review and Herald. Am citit-o cu ochii mei. În Anchorage, este la capătul de nord al Alaskei, Alaska, un ținut permanent lângă cercul polar de nord, permanent înzăpezit și în frig, undeva în munte locuia o bunicuță. Și a fost o iarnă cumplită, atât de cumplită încât mașinile de dezăpezire n-au mai putut să facă față. Și bunicuța Louise Dubey a rămas izolată în cabana ei. Nu mai avea pe nimeni, pierduse orice rudă și depindea de bunăvoința unor tineri din biserică să-i aducă lemne, mâncare. Era aproape anchilozată de tot. Se mișca cu scaunul prin casă și atât. Nu putea să meargă nici să-și aducă lemne din magazie. Zăpada a blocat drumurile. Au încercat tinerii să străpungă, dar n-au putut. Mai avea puține lemne? Vin tinerii, vin, nu mă lasă, ei mă iubesc. Și n-au venit, că n-au putut. După ce a aruncat ultimele lemne pe foc, în cameră s-a lăsat frig și bunicuța s-a băgat în pat. Cu toate plăpumile pe ea, frigul a început să fie mușcător. Și ea, cu simțământul sfârșitului, spune: Doamne, nu vreau neapărat să trăiesc, sunt bătrână, sunt o povară pentru oameni, sunt gata să mor, dar Doamne, nu așa. Ce o să zică oamenii? Dumnezeu ei a părăsit-o! Doamne, fă ceva și înlătură ocara asta de la Tine. Și tot rugându-se, poate și plângând, cu capul pe perete, a adormit. Și la un moment dat, un val de căldură ajunge la ea și se trezește auzind du-du-du-du-du-du-du, soba duduind. Ce e? La un moment dat, se deschide ușa și intră un tânăr, purta o ținută, o pălărie mare, nu se poartă în alți ca pălării mari, șube, căciul, cu un braț de lemne, vruf, le descarcă în fața sobei și alimentează soba și soba roșie încinsă. Cine o fi? John, tu ești? Străinul tace, râde, nu spune nimic, se uită, râde. Bagă lemne pe foc, iese afară și aduce un alt braț. Maldărul s-a făcut mare. Cine-o fi? Huber, tu ești? Nu semăna cu el, dar trebuia să știe. Și el zâmbește la ea, nu spune nimic și continuă să descarce lemne. Și un dat în mintea ei spune: Doamne, nu fi un înger? În momentul acela, străinul îi face doar un semn din cap. Da. Iese afară, închide ușa. Am să-l mai întreb. Și ușa nu se mai deschide. Trece o jumătate de oră, străinul nu mai intră. Doamne, dacă a fost un înger, vreau să mă conving. Și se dă jos din pat și cu scaunul merge la ușă. Când deschide ușa, zăpada intactă, nici urmă de picioare. Se uită cumva în afară, spre magazie, zăpada mare peste lemne, neatinsă. Doamne, Te-ai îndurat Tu de mine, păcătoasă. Când au venit peste două zile salvatorii să găsească un cadavru și poate au venit și cu un coșciuc, oamenii se îngrijesc, sunt prevăzători, au găsit o femeie, o bunică cu obrajii roșii, cu sova caldă, veniți aici să vă spun minunea. Da, dragii mei,
Minunea este acelui care crede, acelui care a luat pe Dumnezeu de cuvânt, care crede în El, care știe că lumea noastră este cohabitată de demoni, de extraterestri, dar și de un alt soi de extraterestri, extraterestrii lui Hristos. Și noi trebuie să știm că avem de luat, de făcut o alegere. Noi suntem în fața sau miza unui joc teribil. Sunt piese negre, piese albe. Este un jucător, Hristos, este și un alt jucător, diavolul. Și vă asigur că noi suntem punctul pentru care se dă lupta. Hristos a demonstrat-o. Și pentru că jocul acesta ne implică pe toți, trebuie să luăm o alegere bună. Mai vreau să știți un lucru. Dacă te afli cumva strâmtorat și ai simțământul că toate sunt împotriva ta, dacă cumva ai călcat pe terenul celui rău, e loc de întors. Și nu uita adevărul cel mare, că întotdeauna deasupra este stăpânul. Pământul nu e lăsat de izbeliște și nici diavolul nu poate face tot ce vrea el. Pământul acesta este în mâna lui Hristos, în mâna celuia care cu sângele lui și-a câștigat dreptul să fie recunoscut de păcătoși născuți, dar care au devenit copii, ucenici, urmașii săi. Noi nu suntem ai nimănui. Și aceasta este vestea cea mai bună pe care o am și eu, pe care o recunosc și o trăiesc, pe care puteți să o aveți și voi. Și să închei ultima întrebare. Dumnezeule, existi? Dacă Dumnezeu este transcendental, nu-L poți măsura, nu-L poți obiectiviza să-L pipăi, cum cerea Arghezi. Dar vezi destule dovezi în jur, dar mai ales în marea luptă care se dă în jurul sufletului nostru. Și eu cred că orice om onest cu sine însuși trebuie să își ducă mâna la gură, să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, nu doar că existi, dar intră în inima mea, fii Tu stăpânul vieții mele. Vă doresc să aveți parte de această bucurie sublimă care a oricui care crede. Până mâine, vreau să ne întâlnim din nou. Vă doresc o noapte bună. Mulțumesc. Mulțumim pastorului Cristescu pentru descrierea acestei realități invizibile. Pentru data viitoare, mâine, la aceeași oră, vă invităm la prezentarea cu titlul Mai mult decât tot aurul din lume. Iar pastor Lucian Cristescu ne va vorbi despre singurătate, despre iubire, așa cum le înțelegem prin prisma cele mai frumoase cărți, Sfânta Scriptură. Ca de obicei, mai multe idei despre subiectul dezbătut în această seară vă așteaptă în cartea Începe să trăiești. După cum observați, este un preț promoțional cu ocazia acestui program și cred că nu trebuie să lipsească din biblioteca niciuna dintre dumneavoastră. Site-ul www.începesătrăiești.ro vă stă la dispoziție. De asemenea, și telefonul gratuit 0800 863 342. Puteți trimite întrebări chiar și prin SMS la numărul 0741 059 059 sau la adresa support@speranta-tv.ro. Așteptăm cu mare interes reacțiile și întrebările dumneavoastră. Sunt Cornel Drăvășan și ține minte, dacă vreodată te-ai îndoit de Dumnezeu, nu uita că niciodată Dumnezeu nu s-a îndoit de tine. Noapte bună!